mai spunem felicitări și bună dimineața cele mai proaspete mămici din showbiz. Și felicitări așa este, din toată inima noastră. Vorbim chiar acum cu Bianca Filip, soția fotbalistului Steliano Filip. Bună dimineața, Bianca. Bună dimineața, mulțumesc. Cum te simți? Foarte bine, foarte, foarte bine. Simțim în vocea ta o fericire, o bucurie. Emoție. Cred că nu pot, care nu pot fi descrise în cuvinte. Sunt cea mai fericită din lume. Cum a decurs totul? Am mers la spital și ne hotărâsem pentru o naștere naturală, travaliu indus, dar am stat, m-am chinuit câteva ore până mi-a spus doctorița că ea este destul de prost poziționată și are 4 kg. Era foarte greu să nasc natural. Știu că am vorbit cu tine, Bianca, încă de acum 10 zile, o săptămână, și îmi spuneai că în fiecare zi așteptai să vină momentul și ai tot făcut vizite la doctor și că nu ai reușit până la urmă să faci nașterea naturală. Da. Noi trecusem de 40 de săptămâni și deja era termenul. Se făcea deja prea târziu. Da, exact. Dar spune, și în momentul în care medicii ți-au spus că nu vei putea naște, cum s-a stabilit pentru prima oară, cum ai reacționat și cum au decurs apoi lucrurile pentru tine? Eram în sala de naștere și mi-au spus că nu ai să reușești natural, chiar trebuie să... Te-ai speriat? Mergem, da, foarte tare. Trebuie să mergem urgent la cezariană pentru că ea începuse să-i slăbească ritmul cardiac ușor și s-a speriat chiar și doctorița. Aole. Am ajuns de urgență la cezariană și când am auzit plânsetul, am fost cea mai fericită. Adică ai avut multe emoții. Foarte până multe. În momentul în care... Ai auzit primul scâncet? Da, a luat nota 10 la naștere. Și am auzit că este șef de galerie în salon la bebeluș. Păi, normal, așa și trebuie. Pentru tati face galerie. Da. Bianca, cum a fost în momentul în care ai ținut-o în brațe pe cea mică? Nici nu pot să descriu. Tremuram, plângeam, a fost, nu știu, cel mai frumos moment din viața mea. Și acum cea mică e în continuare la spital sau? Da, este chiar lângă mine acum. Mă mir că e cu mințică. Dar ți-au adus-o, stai cu ea sau se află în continuare în salon? Stă ba cu mine, ba sus cu ceilalți copilași, depinde. Cum a reacționat Steliano? El a văzut-o când a ieșit direct din sala de la cezariană. Și era doar el cu mama. A spus mama că nu avea cuvinte. Se uita la ea și nu putea să spună nimic. Deci a rămas mut de uimire. Da. Vreau să-mi spui, Bianca, dacă până la urmă v-ați decis asupra numelui, că ții minte că am vorbit acum vreo o lună și ceva și încă erați în discuții. Da, Anaïs Sophie rămâne până Anaïs. La urmă. Anaïs Sophie. Oh, ce nume frumos. Foarte frumos. Voi sunteți foarte tineri, foarte frumoși, v-ați și căsătorit de curând. Bine, siguranță, e prematur să discutăm, dar aș vrea totuși să spun întrebarea dacă v-ați gândit și la un al doilea copil. Deja. Noi ne-am gândit la trei copilași. Da, el spune să nu așteptăm foarte mult până facem pe al doilea. Acum să vedem. Păi acum sunteți tineri. Exact. Acum să-i faceți pe toți. Da. Păi da. Sunteți tineri, sunteți frumoși și abia așteptăm să vedem și noi pe fetița voastră. Felicitări încă o dată, să vă trăiască. Să vă trăiască, să vă bucurați de ea și de-abia așteptăm să te și vedem. Bianca, poate peste câteva zile te vei simți... Și să jucăm la botez. Da. Așa. Mulțumim foarte mult, Bianca, sănătate multă. La fel, vă doresc. Pa, pa.